lume, ai o datorie să lași ceva frumos pe acest pământ. Vă invităm cu drag în magia muzicii compozitorului Constantin Rusnak. În scenă, corul de copii a Școlii de Arte Teodor Negare, orașul Ocnița. Profesor și dirijor Mariana Edu Popescu, maestru de concert Svetlana Mosinz. Drag-mi-l
În scenă se invită ansamblul folcloric Vatra satului Casa de Cultură Gârbova, conducător artistic Svetlana Bairac.
sărbătorile tinere, într-o miercure, într-o vinere, s-a născut sufletel ca o mugure, să ne bucure, să ne bucure, să ne bucure. Eu l-am adunat în brațe strop de om și strop de viață și l-am legănat cu minte înapoi și înainte, înapoi și înainte. Să crești mare, 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 puișorul nostru drag, să înflorești cum înflorește zăzărelul cel din prag. Să ai parte de iubire, să ai parte de noroc, să trăiești un veac de pace cu părinții la un loc. Sărbătorile tinere, într-o miercure, într-o vinere, am ajuns în amiezile dorului, călătorului, călătorului, călătorului. Păi de-aproape de oglindă brațul tău să mă cuprinde, spune-mi două vorbe bune, dacă știi, alei mai spune, dacă știi, alei mai spune. Uite vara, de ce vara, vine toamna către tine, vor îngălbini durute frunzele de zărțărel. Pare ești frumoasă viață, dar ești scurtă, nu știu cum. Legănam mai ieri băiatul, legănă-ne poți de acum. Remonte l'ennui.
et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant que deviennent les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. Pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes, si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses, à quoi tu penses. Onorat public, domnilor și doamnelor, mulți stimați spectatori, dragi noștri admiratori, ne dorim în această seară să aveți zâmbetul larg în suflet și seninul pe față, să uitați de griji, să uitați de probleme și să vă amintiți că facem parte cu toții dintr-o palmă de pământ, aferent minuscula apărută pe hartă, dar cu o inimă cât îngerul univers. Și asta datorită faptului că mai profundă și mai deosebită decât frumusețea sufletească a neamului nostru moldovenesc nu există nimic. Asta o demonstrăm noi și o demonstrați dumneavoastră prin aplauzele sincere și din inimă. Din dragoste și respect față de măria sa muzica și cei care au căzut în mrejele ei, venim să omagiem astăzi valorile spirituale autentice moldovenești în cadrul unui spectacol festiv, în cadrul concertului aniversar consacrat creației muzicale a compozitorului Constantin Rusnak, organizat de Secția Cultură și Consiliul Regional Ocnița în colaborare cu Artist TV. Aplauze pentru cei care pot să aducă frumosul în scenă. Cu mult drag vrem să invităm în această scenă frumoasă pe compozitorul Constantin Rusnak, artist al poporului, secretar general al Comisiei Naționale Republicii Moldova pentru UNESCO, președinte al Consiliului Național Delfic, deținător al premiului de stat cu titlul Maestru al Artei, cavaler al Ordenului Gloria Muncii, deținător al titlului onorific de doctor honoris causa al Academiei de Științe din Republica Moldova.
Ăsta este Dumnealui, Cel care de ani de zile ne îmbucățește inima și sufletul cu paleta muzicală deosebită. Maestre, există oameni care vin în inimă și pleacă. Există oameni care vin în inimă și rămân. Așa sunteți și dumneavoastră, compozitorul Constantin Rusnac. Sunteți un om de valoare, un om care cu demnitate, prin muzică, reprezentați Republica Moldova și cetățenii ei. În această zi venim să vă dorim multă, multă sănătate, pentru că anume ea se cere să stea în cap de masă. Să aveți parte de împlinire sufletească, fie ca viața să vă reprezinte și în continuare în tot cei mai buni și frumoși alături de cei dragi și încântați de creația dumneavoastră. La mulți, mulți ani! Și așa cum este bine unei sărbători frumoase, permiteți-mi să invit în scenă pentru a aduce un mesaj de salut al spectacolului de astăzi, un mesaj din inimă adus pentru maestru și pentru publicul cald, domnului primar al orașului Ocnița, oraș care se socoate viza de reședințe a raionului Ocnița, domnul Victor Artamaniuc. Cu multă pietate și dragoste mi-am schimbat dispoziția, fiindcă când am intrat în sală am văzut cam puțini. Dar mă gândeam că s-a spăriat lumea din însoare sau parcă nu-i ger, însă a dat Domnul și ați venit. Vă mulțumesc din suflet. Stimați ocnițeni, stimați oaspezi, stimați maestri, deci primiteți-mi din suflet ca să vă felicit cu această mare sărbătoare, ca s-a dus și la Ocnița frumosul și faima cânticilor dumneavoastră și suntem din suflet bucuroși, fiindcă Dumnealui este vecinul nostru, locuitor și născut în raionul Briceni. Dar noi cu vecinii totdeauna trăim foarte bine, de aceea sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi aici, fiindcă toate cânticile, toate compozițiile dumneavoastră au dus în inimile oamenilor, în inimile întregii țări, faima frumosului, liniștea, pacea și bucuria, care sunt astăzi atât de scumpe și așteptate. Deci vă doresc din suflet la toți o sare de creație. Vă rog, nu vă grăbiți, fiindcă noi de multe ori ne grăbim, dar nu știm unde. Să ne grăbim încetul, să fim mulțumiți de ceea ce au pregătit, fiindcă la Ocnița tot este cultură, tot este educație, tot sunt copii frumoși, talentați, care ne bucură inimile. Și sunt foarte bucuros pentru părinții care au educat și au crescut așa copii care ne fac astăzi o țară cât mai plăcută. Maestre, să ne trăiți mulți, mulți ani, după cum se spun, fiindcă vârsta și arta n-are însemnătate, deci granița vieții este infinit. Dumneavoastră să ne trăiți, să ne bucurați succese nelimitate. Mulți ani înainte, maestre! Fiți sănători! Mulțumesc de suflet! Dragii mei, eu nu am cuvinte, fiindcă este imposibil prin cuvinte să exprim ceea ce se face acolo la mine în suflet. Văd în sală atâția ochi frumoși care îmi vorbesc elocvent
ce inimi calde aveți. Eu văd atâția cunoscuți în sală. Eu îl văd pe Mihai Foamete, care eram coleg la școala de muzică de aici, și profesor la dumneavoastră aici. Mulțumesc, doamna Angela, domnule primar, vă mulțumesc din tot sufletul pentru ceea ce ați făcut. Și eu aș vrea să spun că, datorită iată acestui om care filmează, Vitalie, care este soțul Lenuței Burghil, artista poporului, ei m-au impus, au spus că ești dator să începi de la Brăceni și să vii în fața oamenilor. Eu, din timpul când făceam acele expediții folclorice, 40-50 de ani în urmă, cu 50 de ani în urmă, de atunci nu prea am venit pe acasă așa, fiindcă știți cum sunt timpurile. Și am atâtea emoții, fiindcă am scris mult și am scris nu pentru mine, am scris pentru dumneavoastră. Și când aud că cineva cântă ce am scris eu, că îi place, cea mai mare bucurie. Eu am stat la repetiție, am văzut corul, cât de frumos și cât de extraordinar cântă. Copilașii ăștia dansează atât de frumos și atât de extraordinar. Eu nu puteam să stau acolo fără să aplaud. Avem talente cu care trebuie să ne mândrim. Noi trebuie să știm să-i observăm și să-i susținem. Noi suntem bogați anume prin talentele noastre. Noi în lume ieșim în primul rând cu muzica, cu pictura, cu poezia, fiindcă talentele noastre sunt într-adevăr fantastice. Ceea ce se face la Ocnița eu cunosc, fiindcă nu odată, eu sunt președintele Consiliului Delfic, am făcut acele delfiade, ocnițenii au luat medalii, așa că eu vă doresc din tot sufletul sănătate, pace și roadă, de Doamne Dumnezeu să le bage mințele în cap celor care înțeleg că numai trebuie să împuști. Ei ar trebui să înțeleagă că e bine să împuști, dar numai cu arcul lui Amur, ca să rănești inimile și să le molipsești de dragoste. Asta este cea unică împușcătură care poate fi posibilă, celelalte nu. Mă închin până la pământ, vă mulțumesc din tot sufletul și sper că o să fie astăzi o seară foarte frumoasă. Un început pur și simplu fantastic și un început care, să spun cinstit, îmi tremură genunchii de emoții. Vă mulțumesc din suflet. Mă închin în fața dumneavoastră. Mă închin până la pământ. Noi am încercat, maestre, să vă aducem torta de sărbătoare. Poate este ceva copilăresc, dar să știți că oricare dintre noi în suflet suntem copii pe o viață. Necătând la faptul că anii se adună pe răbojul anilor, oricum noi suntem mereu copii în suflet. Eu trebuie să vă spun, copiii, noi trebuie să învățăm foarte mult de la copii. Și eu întotdeauna spun învățătorilor, nu învățători învață copiii. Cei învățători care nu învață de la copii nu sunt învățători. Copiii ne învață foarte multe. Și eu am câțiva nepoții, am și strănepot de acum, dar o nepoțică care a scris o piesă dumneavoastră, puteți să o vedeți și eu vă sfătui. Făcătorii destinului, care este în Facebook, în YouTube. Făcătorii destinului, Margot Spanu scris. Ei spânu, se scrie Margot Spanu. Uitați-vă la acesta. Și când am întrebat-o pe dânsa, la 15 ani a fost piesa Teatru Guguță, la 4 ani a fost. Și când am întrebat-o, Margareta, de ce ai scris tu piesa asta? La care ea a răspuns la televiziune. Eu am scris piesa asta din cauză că cei mici învață de la cei mari cele rele, dar trebuie că cei mari să învețe cele bune de la cei mici. Eu vă doresc ca copiii noștri, asta-i să educăm, ca noi să putem învăța de la dânsă cele bune. Și următoarea dedicație, maestre, este pentru dumneavoastră. Noi am vrea, dacă se poate, puțin să luați loc în sală. Și mai avem câteva surprize și următoarea piesă este în special pentru dumneavoastră din partea ansamblului de instrumente aerofone, trompeta argintie, de la Școala de Arte Teodor Negară din orașul Ocnița, director Ghenadie Garas, având ca profesor pe domnul Anatolie Plăcinte, maestru de concert Svetlana Mosinț. Una din lucrările prezentate astăzi este scrisă de maestrul Constantin Rusnac. Thank you.
Thank you.
ansamblul de instrumente aerofone trompeta argintie, viitorii maestri ai Republicii Moldova. Și venim iarăși către dumneavoastră, maestre, să vă dorim să vă bucurați de viață, să vă bucurați de lucruri simple, bucurați-vă de ploi, de vânt, de zăpadă, bucurați-vă de tăceri, bucurați-vă de frumos și bucurați-vă de bunul Dumnezeu. La ceas de împlinire, de dor, de omenie și de cântec se alătură de noi astăzi cu un buchet de flori și de melodii oaspeții veniți din România, interpreta de muzică populară Ofelia Florica Haranguș și elevă ei anneșoara Maria Manea. Cu mult drag, maestre, pentru dumneavoastră! Bună seara, dragi prieteni! Sunt fericită că am putut să ajung aici la Ognița pentru prima oară. Sunt fericită să-mi cunosc un prieten virtual, acum real, pe maestru Constantin Rusnac. Maestre, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte. O urare ca la noi, pe Valea Prahovei. Să aveți sănătate, că e mai scumpă decât toate. Și dacă aveți sănătate, toate merg strună, ca în muzică. Am venit să vă dăruiesc acest buchet de flori albe pentru a-mi exprima sinceritatea și puritatea sentimentelor pe care le-am față de dumneavoastră. Și ca să fie totul complet, de multe ori pe unde merg în spectacole, în țară și aici la frați, îmi iau eleva mea cu mine să o obișnuiesc cu publicul, să o obișnuiesc cu atmosfera de spectacol. Este o fetiță care are 13 ani și vreau să mă laud și să o laud în fața dumneavoastră că este premiantă internațional la Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret în Grădina cu Flori Multe de la Cernăuți, Ucraina, și are și multe premii naționale în România. Astăzi am pregătit-o pe eleva mea cu câteva cântece de aici, din Basarabia, ca să onorăm onorata asistență. Eleva mea se numește Ana Maria Manea și este de la Ploiești, județul Prahova. La 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 la
ce cașa mea. Trai la 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 la. Hai, foi verde să și oară. Hai, și folos că-s băleioară. Ședei, trai la 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 la. Hai, nu știu, toamna a fost prea lungă. Hai, s-a mai avut bani din nunt. Cine seamănă s-adună. Și-ai liri-ri-ri-dam, ri-da. Și pe soare, și
liri-da, că-ntr-o minte tă suntem. Și-ai liri-ri-da, am liri-da, și cu drag ne petrecem. Șu-iu-iu, șu-iară, iu, hai, hai și iară, hai. Doamne, bine mi-a mumăi, și am să vin cu drag mereu. Hai, hai și iară, hai, să petrec așa cum vreau, cu oameni pe placul meu. Se uită dușmănește ca să nu-i mai trag nădejde. Neică, dacă sunt dragă, împrumută-te la bancă. Neică, dacă sunt dragă, împrumută-te la bancă. Și mi-au roche de tafta și pantofi de catifea, măi, să mă plimb prin mahala, să mă vadă maică ta, măi. Dragă. Și de mă vede și mă întreabă, a cui ești tu, fată dragă? A lui cu mustață neagră, de s-a împrumutat la bancă. Mi-a luat roche de tafta și pantofi de catifea, măi. A lui cu mustață neagră, de s-a împrumutat la bancă. Mi-a luat roche de tafta și pantofi de catifea, măi. Niciodată ca odată șai diri 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 dera, să nu-ți dai inima toată șai diri diri da. Niciodată ca odată șai diri 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 dera, să nu-ți dai inima toată șai diri diri da. Că așa mi-am dat-o eu, măi șai diri diri dai da, și de dor pe time-s greu, măi șai diri diri da. Pătimesc de patim grele, șai diri diri diri, dar numai de faptele mele, șai diri diri da. Pătimesc de patim grele, șai diri diri diri, dar numai de faptele mele, șai diri diri da. De s-ar găsi cineva, mă, șai diri diri dai da, să mângâie inima, mă, șai diri diri da. Inimioară, inimioară, șai diri diri diri, dar de te-aș măcina la moară, șai diri diri da. Inimioară, inimioară, șai diri diri diri, dar de te-aș măcina la moară, șai diri diri da. De te-aș măcina în coș, măi, șai diri diri dai da, nu te fac cum ai mai fost, măi, șai diri diri da. Inimă străinată, șai diri diri diri, dar nu-i de nimeni mângâiată, șai diri diri da. Inimă străinată, șai diri diri diri, dar nu-i de nimeni mângâiată, șai diri diri da. Nici la rău,
greu, nici la necas, mă șai diri diri da, da. Nici la greul ce l-am tras, mă șai diri diri da. Nici la rău, nici la necas, mă șai diri diri da, da. Nici la greul ce l-am tras, mă șai diri diri da. Vă mulțumim mult! Aplauze pentru oaspeții noștri, aplauze pentru maestru Constantin Rusnac. Stimată Ofelia, deci ieri când am făcut cunoștință în birou, mi-a părut că doamna Ana Maria, domnișoara, este o pază de corp. Dar el se vede, tu cânti destul de bine, draga mea. Succes, mulțumesc pentru clipile frumoase. Urări de bine. Dumneavoastră vă dorim succese, m-ați bucurat foarte mult. Ieri nu m-am gândit că cântați așa de bine, dar dumneavoastră, o, da? Noi ne-am adunat și ieri am făcut întrunire, poate am face vreo acord de colaborare între Ocnița și Câmpul, da? Câmpina. Sperăm că tot o să fie cu succes. Vă dorim succese pentru clipele dumneavoastră cele bune. Vă mulțumesc din suflet. Fiți sănătoși. Și eu vă mulțumesc, mai ales că discuția noastră a fost pe teme culinare și dumnealui nu se gândea că eu chiar cânt. Sunt artist profesionist cu acte în regulă, cum spun eu, din 1986, când se făcea o selecție dură în a fi interpret de muzică populară. Am imprimări cu Orchestra Radiodifuziunii Române, cântecele mele se află în fonoteca Radio România și mai nou la Radio Moldova 1. Da. Vă mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Și eu cred că o să-mi permiteți că acest buchet de flori, două fetițe astea care la 13 ani cântă atât de extraordinar și însăși cânticul popular. Vedeți cum ne leagă cu noi cânticul popular. Și eu, ca folclorist fost, care am cules mai bine de 2000 de melodii, când dumneavoastră ați cântat Ca să nu-i mai trag nădejde, da? În 1969 eu am cules un cântec din Colecăuți Briceni. Deci pe fosta melodie care el puțin a scheat, Moș Lavric, Ion Lavric, avea 82 de ani în 69, vă închipuiți, se numește Porumbel Mândru Florit. Pe fosta melodia lui La Murișca cea din jos puțin făcut. Și cam așa sună, ascultați aici ce înseamnă inteligența populară și de ce noi iubim cântile populare și eu cred că tu ai să ai un viitor extraordinar fiindcă înțelegi, de acum înțelegi ce cânt. Porumbrel mândru înflorit, ta da 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 da. Păi porumbrel mândru înflorit, ta da 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 da. Păi ibovnicul m-a urât, ta da 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 da. Ibovnicul m-a urât, ta da 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 da. Și-ngrăiește dușmănește, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Păi și-ngrăiește dușmănește, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ca să nu-i mai trag nădejde, ascultați cuvintele, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ei, ca să nu-i mai trag nădejde, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Aici interesant. Da nădejdea de la dânsu, ta da 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 da. Păi da nădejdea de la dânsu, ta da 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 da. Ca și gheața și-i subțiri, ta da 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 da. Când te bagi, parcă te ține, numai te dă din rușine. Mulțumim! Maestre, și încă o surpriză pentru dumneavoastră înainte de a vă oferi scena. Așa, haideți o aplauză pentru albumul Amintirilor. Înainte, maestre, înainte de a vă oferi scena, mai avem un mesaj coreografic din partea administrației Casei Orășenești de Cultură. Astăzi ne găzduiește, ghidată de domnul director Mihai Cruciheviți. Mesajul vine din partea ansamblului de dans modern Inspirația. Cu drag pentru dumneavoastră! Cântă-ți o funică nouă!
drag, maestre, pentru dumneavoastră. Astea au fost micile, unele talente, o picătură din ceea cu ce se poate proslăvi raionul Ocnița la compartimentul cultural. Eu sunt absolut convins că această picătură se va transforma într-un râuleț, se va transforma într-o mare în care să ne scăldăm cu toții, fiindcă așa talente sunt la noi aproape în fiecare sat. Și cei care știu să le culeagă, să le aducă în fața celor care iubesc frumosul, slavă lor. Așa că dumneavoastră pur și simplu mă închin pentru că aveți grijă. Mă închin conducerii raionului, mă închin dumneavoastră care sunteți în sală, părinților, pedagogilor. E un lucru foarte greu, dar uitați-vă ce copii, pentru ei se merită, să-i aplaudăm. Mulțumim! Și acum, mulțumindu-vă pentru așa un concert fantastic, dar cu parcă noi ne-am duce pe acasă, da? Dar atât de frumos a fost, dar începem partea a doua. Deci am venit cu muzica mea, cu prietenii mei, în fața dumneavoastră. Eu le mulțumesc din suflet care, chiar la prima chemare să plecăm, mă gândim la nord, greu, fiecare au copii. Andrei Ștefăneț are 4 copii, vă închipuiți? Deci, fetița noastră, tinerică, dar tot are un băiețel și l-a lăsat cu soțul. Deci, alături de mine sunt Margareta Ivănuș, artista poporului. Ea este prima laureată a trofeului din Moldova, prima laureată a crizantemii de aur din România. Silva Gonciar, artista poporul, directorul Orchestrei Naționale Folclor. Lenuța Burghil, artista poporului. Andrei Ștefăneț, care v-am spus, este laureata premiului întâi la crizantema de aur din Târgoviște. Și cea mai tinerică este Veronica Roșca, numele care o să-l auziți. Ea a luat marele premiu la crizantema de argint câțiva ani în urmă și este laureată a cântăreților de operă din Hong Kong. Iată, aceste personalități au venit în fața dumneavoastră și eu le mulțumesc până în adâncul sufletul că îmi cânt muzica și o să vă prezint în fața dumneavoastră. Stimate maestre, cum dumneavoastră ați spus în cântecul acesta, care de mult gheață să nu fie subțire, noi ocnițenii vă aducem un mesaj ca vecini de felicitare și vă dorim mulți, mulți ani să duceți faima culturii naționale pe arena mondială și să știți că cei de la Nord se mândresc cu dumneavoastră, cu vedetele în cultura națională, dumneavoastră Constantin Rusnac, Emil Loteanu, Negare, Zadnipru și mulți, mulți alți care îi avem de la Nord. La mai mulți și la mai mare. Și niciodată să nu vă ofeliți. Mulțumesc din tot sufletul. Eu trebuie să vă spun, eu sunt foarte aproape și de Ocnița și de tot. Mă duc întotdeauna une. Eu, când s-a deschis muzeul de la Ocnița, din satul Ocnița lui Constantin Stamate, am scris cantata tei lui Stamate, s-a interpretat pe versuri lui Gheorghe Ciocoi, Dumnezeu să-l ierte cu el câtva timp a plecat lumea celor drepți. Și să ne amintim de cei care nu sunt, care au făcut mult pentru plaiul nostru, printre care și el din Cepeliuț era Gheorghe Ciocoi. Deci începem un mic concert și îl începem. Chemăm în scenă o tânără interpretă, Veronica Roșca. Deci ea o să cânte, o să interpreteze Ave Maria. Ave Maria, care eu am scris-o pentru Maria Bieșu, a cântat-o Maria Bieșu, și acum o să o cânte în fața dumneavoastră, Veronica Roșca. Thank you.
Următoarea lucrare este o creație, o romanță, Aștept de la tine. Această romanță a fost creată foarte mult pe versurile lui Pavel Boțu. Noi avem poeți cu care trebuie să ne mândrim și eu cred că la școală trebuie să învățăm poeții noștri, să învățați pe copii și ca să citească cât mai mult, fiindcă în fiecare poezie, în fiecare cei ce scriu, sunt niște gânduri care ajută ca oamenii să devină cu o cultură mai profundă. Acolo sunt descrise niște sentimente care sunt cele mai frumoase sentimente pe care trebuie să le aibă un om. Dragostea față de aproape, dragostea de natură, dragostea care este cel mai frumos sentiment. Și iată, Pavel Boțu a fost așa un poet care, un mare poet, aș spune, din păcate a plecat în lumea celor drepți, împins de o mână, deci a fost un ceas negru, din păcate. Și în memoria lui am scris o cântăm acum această romanță. Ea a fost interpretată pretutindeni și în Erevan și în asta cu orchestra din Sankt Petersburg împreună cu Margareta Ivanuș, care astăzi o să apară în fața dumneavoastră. Și Margareta a spus că astăzi această romanță o va cânta Veronica Roșca. Aștept de la tine versuri Pavel. Păzită de stele și ghid,
de la tine cuvântul, sau poate cel țar ușinduit, când barca se năruie mare și marea nu are sfârșit, și marea nu are sfârșit, când barca se năruie mare și marea nu are Roșca. Acum, cu toate că suntem în mijloc de iarnă, dar o să vă mai aducem aminte de toamnă. O să cântăm o romanță împreună cu Andrei Ștefăneț, Când vine toamna pe la noi. E scrisă pe versurile lui Ion Podoleanu. Și cu această romanță, Andrei Ștefăneț a câștigat premiul 1 la Crizantema de Aur din Târgoviște, România. În scenă, Andrei Ștefăneț. Bună seara!
toamna pe la noi, rămași în câmp numai noi doi. Ale cuvinte spuse în gând, lumina ochilor să-ți cânt. Și-n fața ta sfios mă-nchin, ca-n fața cerului. Maestru Constantin Rusnac. Andrei Ștefăniț. Mulțumesc frumos, mulțumesc din tot sufletul. Andrei Ștefăniț mai rămâne în scenă pentru a cânta un cântec. Nimic nu-ți cer. Versurile este de Maria Tofan Bălici. Și iar trebuie să vă spun aici o mică istorioară. Maria Tofan Bălici este o poetesă amatoare și ea la 54 de ani, scriind și văzând că are probleme puțin cu limba, având doi copii de acum mari, cum să ne, a intrat la staționar, la universitate, la facultatea de limbă română și a terminat universitatea ca să-și... Vedeți ce putere? Soția mea spunea, eu mă închin în fața asta de femei care au așa putere de voință. Și ea a devenit o poetă profesionistă. Ascultați ce cuvinte a scris. Nimic nu-ți cer. Sigur că despre dragoste, fiindcă dragostea este cel mai frumos sentiment. Andrei Ștefăneț, un cântec de dragoste, nimic nu-ți cer. Muzic Constantin Rusnac. Ora cea târziu, zăpoată cea de vreme, destinele ne-a întâlnit. Când a fost să fie, ea a venit să întrebe care taine ne-a găsit. Eu drum și tu și eu, o viață treagă am visat. Același vis mereu, același vis curat. Eu drum și tu și eu, o viață întreagă am visat. Același vis mereu, același vis curat. Nu cer anii tinereții și nici nostalgia vieții. Nu cer nici dragostea, nimic nu cer. Îmi e de ajuns privirea ta, raze luminoase coborând din cer. Îmi e de ajuns zâmbetul tău, zâmbet dulce. Îmi e de ajuns privirea ta, raze luminoase coborând din cer. Ce parcă îmi șoptește stai, nu te duce. Galbenele frunze au tot căzut într-una, anii ce s-au depenat. Clipele frumoase, una câte una, într-un buchet s-au adunat. Și dacă ar trebui acum s-o iau din nou pe la început, aș tot păși pe același drum, pe drumul ce-am trecut. Și dacă ar trebui acum s-o iau din nou pe la început, aș tot păși pe același drum, pe drumul ce-am trecut. Nu cer anii tinereții și nici nostalgia vieții. Nu cer nici dragostea, nimic nu cer. Îmi-e de-ajuns privirea ta, raze luminoase coborând din cer. Îmi-e de-ajuns zâmbetul tău, zâmbet dulce. Îmi-e de-ajuns privirea ta, raze luminoase coborând din cer. Ce parcă îmi șoptește stai, nu te duce.
trebui acum s-o iau din nou de la început. Aș tot păși pe același drum, pe drumul ce-am trecut. Și dacă ar trebui acum s-o iau din nou de la început, aș tot păși pe același drum, pe drumul ce-am trecut. Nu cer anii tinereții și nici nostalgia vieții, nu cer nici dragostea, nimic nu cer. Îmi-ai de-ajuns privirea ta, rază luminoasă coborând din cer. Îmi-ai de-ajuns zâmbetul tău, zâmbet dulce. Îmi-ai de-ajuns privirea ta, rază luminoasă coborând din cer. Ce parcă îmi șoptește stai, nu te duce. Ce parcă îmi șoptește stai, nu te duce. Mulțumim! Veneți, stai, te rugăm să mai stai în scenă, drag Andrei. Noi, cu atâta plăcere am ascultat... Bravo, bravo, Andrei, mulțumim, mulțumim. Cu atâta plăcere am ascultat concertul Ocnițenilor și mai ales ansamblul care a cântat acel cântic frumos, Nunta de Argint. L-am ascultat și în concert la Lenuța Burghil, mai alaltă ieri, că ea a avut ziua de naștere și ocnițenii au felicitat-o. Și noi ne-am gândit că dacă ați cântat această Nuntă de Argint, este la noi în repertoriu și am hotărât să nu mai cântăm în fața dumneavoastră. Pe urmă am stat și ne-am sfătuit, dar nu e bine. Hai totuși să o cântăm și o să cântăm împreună cu toată sala, fiindcă este un cântic scris pe versul lui Dumitru Matkovski, este un cântic de viață care cred că place de mult la tăi, el are 40 de ani acest cântic. Și vreau să o invit pe Margareta Ivanuș, care alături de Andrei Ștefăneț va interpreta Nunta de Argint pe versul lui Dumitru Matkovski. Și dumneavoastră, cu toată sala, o să-i ajutați să cânte acest cântec. Și ansamblu și cei care nu sunt din ansamblu. Vă rugăm! Margareta! Lucrează, lucrează. Au trecut sărbătorile tinere, într-o miercure, într-o vinere, s-a născut sufletel ca un mugure, să ne bucure, să ne bucure, să ne bucure. Eu l-am adunat în brațe, strop de om și strop de viață, și l-am legănat cu minte, înapoi și înainte, înapoi și înainte. Să crești mare, 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 puișorul nostru drag, cum înflorește zărzărelul cel din prag. Să ai parte de iubire, să ai parte de noroc, să trăiești un viac de pace cu părinții la un loc. Și împreună na-ni-na, na-ni-na, na-ni-na. Sărbătorile tinere, într-o miercure, într-o vinere, am ajuns în amezile dorului, călătorului, călătorului, călătorului. Fă-te aproape de oglindă, brațul tău să mă cuprindă, spune-mi două vorbe bune, dacă știi, ale mai spune. Păi știu. Dacă știi, mai spune. Uite vara, trece vara, vine toamna cătine, vor îngălbeni durute frunzele de zărzărel,
Tare ești frumoasă viață, dar ești scurtă nu știu cum. Legănat mai e băiatul, legănăm ne toți acum. Na-ni-na, 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 na-ni-na. Și încă o dată, maestre! Na-ni-na, 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 na-ni-na. Mulțumim mult! Vă mulțumim din suflet! Vă mulțumim într-adevăr din suflet, pentru că este un cântec de viață. Și acum vreau să invit pe Silvia Gonciar, artista poporului, directorul Orchestrei Folclor, cu o lucrare, Băiatul de Odinioară. După cum vă pricepeți, iarăși este despre dragoste și aceeași Maria Topan Bălici. Silvia Gonciar, Băiatul de Odinioară. Am întâlnit pe cel mai drag băiat din lume. Un vis frumos mi s-a împlinit, iubitul meu să fie anume. Încet, încet anii s-au dus, câte o zi, câte o noapte, și multe clipe au apus, alinându-ne cu șoapte. Ah, vioara când întruna nu mai obosește struna, cântă pentru acel băiat la care o viață am visat. Da, vioară, tu cânti bine, am să cânt și eu cu tine, să ne asculte-n astă seară Băiatul de Odinioară. Să ne asculte-n astă seară Băiatul de Odinioară. Azi ești la fel de minunat și cei mai dragi sunt lângă tine. Un pic la tâmple argintat ce te arată și mai bine. Doar pentru tine au înflorit azi multe dalbe crizanteme. Eu te iubesc cum te-am iubit în toată această sfântă vreme. Ah, vioara când întruna nu mai obosește struna, cântă pentru acel băiat la care o viață am visat. Da, vioară, tu cânti bine, am să cânt și eu cu tine, să ne asculte astă seară Băiatul de Odinioară. Să ne asculte-n astă seară Băiatul de Odinioară. Silvia Gonciar. Acum, alături de Silva, o invităm pe Margareta Ivănuș să ascultăm, ascultați, propunem atenție dumneavoastră, Se lasă răceala iubite, versuri de Iulia Paleț. Am uitat, scuză-mă.
soară sfârmată între noi, acoperă gânduri ripite, iluzii urzite în noi. Nu ești și mă doare tăcerea, destinul nu pot să-l opresc. O lacrimă-mi surpă durerea, trecută prin spațiu lumesc. Tu nu ești, mă doare tăcerea, lacrima-mi surpă durerea. Cea bună, aș vrea doar atât să te îndemn, păzește-te în drum de furtună. Se lasă răceala, iubite, și ninge pe creștetul meu. Iubirea rămâne-n cuvinte și robii vom fi tu și eu. Rămâne-n cuvinte iubirea, Greta Ivanuș și Silvia Gonciar. Eu cred că după așa interpretare, răceala într-adevăr se va lăsa. Va fi cald. Vă mulțumim din suflet, dragile mele. Și acum Margareta rămâne în scenă. Ea a scris și niște versuri. Versurile se numesc Tangoul Toamnei. Eu mai îmi place să zic redactat Tangoul Doamnei. O doamnă care încetişor a ajuns în toamnă. Dar nu cu inima. Cu inima are 39. În viața mea de toamnă tu ai venit ca vântul, un vânt de primăvară în chip de ghiocel. Ești dragostea mea mare și ultima iubire în viața mea de doamnă. Ești ultimul tango, ești dragostea mea mare și ultima iubire în viața mea
sunt foarte fericită. În viața mea de doamnă, ești ultimul ecou. Tu mi-ai adus un soare, dar inima mă doare. În viața mea de doamnă, ești ultimul tango. În viața mea de doamnă, ești ultima iubire. În viața mea de doamnă, ești ultimul tango. Margareta Ivanuș. Margareta Ivanuș, mulțumim frumos. În aplauze dumneavoastră, Margareta Ivanuș. Margareta, Flori, te rog, atrage atenție. Flori, 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 Flori. Iată-și o elevă de bel armonie din 74. Mulțumesc frumos din tot sufletul. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos! Și acum invit în scenă pe Lenuța Burghilă. Lenuța Burghilă, artista poporului, care vine cu o lucrare care în premieră. Deci ea chiar m-a impus să scriu, deci te rog, scrii pentru mine dacă, dacă ne duci să fie ceva nou, nouț. Și la 4 februarie ea a rotungit o vârstă așa frumoasă, destul de tinerică, și prima dată a fost cântată această lucrare acolo și la dumneavoastră eu o să fie, și la Briceni tot am cântat-o, deci a treia oară o să fie cântată la Ocniță. Întoarce-te la tine, versuri Claudia Partole. Interpretează Lenuța Burghilă. Bună seara! Ce minunate clipe de soartă dăruite, ușor s-au risipit, s-au spulberat în timp și în gândul meu le depă. Încet, încet, fără cuvinte, ce dragoste nebună. Trăiesc cu amintirea romantică, iubire. Răbita a fost vara, sălbatică e iubirea și fără rea rănirea. Răbita a fost vara, sălbatică iubirea și fără rea rănirea. Întoarce-mă la tine, la ziua cea frumoasă. Întoarce-mă la tine, întoarce-mă acasă. Întoarce-mă la tine, întoarce-mă în zor. Sărută-mă, cuprinde-mă cu dor.
piesa nouă, Constantin Rusnac, aplauze! Să plor cu iubire din cerul înflorit, iar noi să ne privim, al nostru jurământ în taină să ne-l spunem. Doar noi, doar noi să-l auzim. Din razele de lună, din strop de fericire, să împletim cu luna. Fantastică seara, romantică sclipirea, și fără preț iubirea. Fantastică seara, romantică sclipirea, și fără preț iubirea. Întoarce-mă la tine, la ziua cea frumoasă. Întoarce-mă la tine, întoarce-mă acasă. Întoarce-mă la tine, întoarce-mă din zbor. Sărută-mă, cuprinde-mă cu dor. Sărută-mă cu dor. Lenuța Burghilă. Mulțumesc și foarte mult. Autorul verselor, Claudia Partole. Mulțumesc foarte mult, dragilor. Neapărat o să mai cânt o melodie, dar ceva mai târziu, așa că ne mai vedem. Vă sărut. Încă o dată aplauze pentru Lenuța. Și invit în scenă iarăși pe Andrei Ștefăneț și, dacă nu mai așteptat, versuri Maria Tofan Bălici. Andrei, ai microfonul. Dacă nu m-ai așteptat și-au fost să treacă primăveri, și dacă ani s-au depănat și stele au apus pe cer, e pentru că inima ta credea că nu e pentru mine. Și așa triste dragostea, n-ai vrut să-ți o cunoască nimeni. Dar cât o fi să mai trăiesc, trec prin ani târzii, oriunde o să te găsesc, lumina dragostei din tâi. Așa frumoasă cum erai, de o potrivă cu o stea, să-mi deam și să mă ai, nici când să știi ce-i lacrima. Au înflorit de-atâtea ori, salpim la margine de drum, eu îmbătat de aroma lor, te căutam cu un dor nebun. Te tot chemam de printre flori, de printre norii deși de sus, de printre șiruri de cocori, cu ei te-ai dus, de mult te-ai dus. Dar cât o fi să mai trăiesc, trecând prin ani târzii, oriunde o să te găsesc, lumina dragostei din tine. Așa frumoasă cum erai, te împotrive cu o stea, să-mi deam și să mai
nici când să știm ce-i lacrima. Așa frumoasă cum erai, deopotrivă cu o stea, să mi te am și să mai, nici când să știm ce-i lacrima. Cât o fi să mai trăiesc, trecând prin ani, prin ani târzii, oriunde o să te găsesc, lumina dragostei din tâi. Așa frumoasă cum erai, de o potrivă cu o stea, să mi deam și să mai, nici când să știm ce-i lacrima. Așa frumoasă cum erai, de o potrivă cu o stea, să mi deam și să mai, nici când să știm ce-i lacrima. Mulțumim! Andrei Ștefăneț, Constantin Rusnac. Mulțumim frumos, cred că v-a plăcut acest cântec. Și acum invit în scenă iarăși pe Silvia Gonciar cu lucrare Au înflorit în toamnă mieri, versuri de Radmila Popovici Paraschiv. Au înflorit în toamnă mieri și nimic fantastic peste noi, parcă i-ar cere primăverii să se întoarcă înapoi. Ne-mi bată florile speranței, dar totuși prea fragile sunt. Și toamna, încruntându-și fața, ne face părul mai cărunt. Dansăm îndoi tango-l toamnei, dansăm îndoi ca niște mii, și mă topesc de același dor în ale tale lungi priviri. Dansăm îndoi tango-l toamnei, dansăm atât de fericiți, doar tu și eu într-un târziu tango, sub merii toamnei înfloriți. Covor de frunze așterne toamna în zadar, pentru că viu mai e pe buze acel sărut dulce amar. Au înflorit în toamne merii eternei noastre primăveri, și niște urmele visării, iar noi dansăm la fel ca ieri. Dansăm îndoi tango-ul toamnei, dansăm îndoi ca niște mii, și mă topesc de același dor în ale tale lungi priviri. Dansăm îndoi tango-ul toamnei, dansăm atât de fericiți, doar tu și eu într-un târziu tango, sub merii toamnei înfloriți. Silvia Gonciar, aplauze vă rugăm.
Maestru Constantin Rusnac, mă înclin până la pământ pentru aceste minunate tangouri pe care mi le-ați dăruit cu mare drag. Vă prețuiesc! Aplauze pentru Silvia! Mulțumesc frumos! Acum eu de ce am mai... am eu ce niște greutăți, înțelegi, și trebuie să vin în fața dumneavoastră. Crezi, eu așa, în 1961, da, ți-o mai încoace. Am venit la școala de muzic să mă primească așa, numai că era plasa aceea, știți, care cu găuri se vedea totul. Și când profesorul Lungu, care era acolo, și Timir Gaz, care a fost directorul școlii de matematică, el stătea în coridor și întreba câteva întrebări la matematică și spune, când au văzut că eu intră așa, au intrat și ei, toți au intrat acolo să vadă ce e asta, înțelegi? Am adus, dar de acolo ce era? Ia că eu așa frumușel scotiem, dar zic, eu vă rog, ajutați-mă aici, așterniți, vă rog, Vitalie, ajutați-mă, ce v-ați lăsat mine așa? Așterniți așa frumos și eu tot scotiem, iată așa, cât e o sticlă, scoateți aici, repede, și tot punem pe masă și ei spun că uite, ăsta o... ne-a adus amagon de la nord ca să-l primim la școala de muzică, înțelegeți cum? Și toate le puneți așa frumos, pe urmă eu de-acu singur le aranjez. Ține microfonul și eu să vorbesc. Și, dar eu ce am făcut? Am luat așa frumușel sticlele. Da? Iată-o. Așa. Este. Așa. Este. Așa. Stai, că asta nu sună bine. Ceva. Nu, toate bine. Ați înțeles? Ca să nu se miște. Eu aveam un aparat special, tata ni l-a făcut atunci când eu m-am dus la... să nu se miște sticlele, pun ce am găsit la dumneavoastră aici, așa pun. Și iată așa un instrument, eu am venit acolo, l-am pus pe masă și eu zic, eu când eram la Briceni, zic, aveam 8 ani, am pus instrumentul ăsta în cârcă și la Briceni le-am cântat exact 67 de ani în urmă, eu le-am spus, în clubul în care azi e Casa de Cultură, le-am cântat la stică, am luat... m-au ales, m-a dus la Chișinău și în 56 am luat premiul întâi la Festivalul Pionierilor Școlarilor din 1956. Și am avut norocul să privesc opera Grozovan, prima opera a noastră, cu Savițcaia și cu Cuzminov în rolurile principale. Și când Valentina Savițcaia, care e sora lui Tamara Ciobanu, Valentina Savițcaia, tot o cântăreață fantastică. Eu am chiar și programul de atunci și când ea a împlinit 80 de ani sau 75, eu ca rector am venit cu un buchet așa mare de flori în scena Teatrului de Operă și spun doamnă Valentina Savițcaia, eram de-a cu prieteni așa, buchițelul ăsta este de la copilul celălalt de 8 ani care atunci pe scenă v-a ascultat în opera Grozovan și nu a avut posibilitate să vă duc cu buchetul, iată eu vă l-am adus astăzi. Vă închipuiți ce-ți făceam în inima lui Valentina Savițcaia. Și iată, eu în fața dumneavoastră o să vă arăt cum am intrat eu la școala de muzică. La spate ori știi cânta. Da. Mulțumesc frumos din suflet! Asta e un fel de circ, dar e frumos!
mare casă cu flori de lumini. Câmpie în spice și spicul de dragoste prins. Grădină din zare în zare, bogată tot roditoare. Azi e de dragoste sfântă Moldova din toate. Viorile-ți cântă. Azi e de dragoste sfântă Moldova din toate. Viorile-ți cântă. La 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 la. Cerul deasupra senin și stelat, pământul să-ți fie mereu mai avut și bogat. Tânără și luminoasă, puternică și glorioasă, copiii sub zarea curată să crească alături de mamă și tată. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Găsit timp și ați venit cu noi în această seară. Plecăciuni! Domnul Rusnac, mai are să vă spun câteva cuvinte în adresa tuturor și căutăm, așa să... Graba strică. Noi nu ne grăbim. Acuși. Am găsit, am trecut pe alături și asta. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul. Mă închin până la pământ în fața dumneavoastră tuturor. Am avut o plăcere deosebită, fiindcă e una, când știi că faci cuiva, pentru cineva, asta e cea mai mare plăcere. Acest cântec care l-ați scoat la sfârșit, el e scris în 1977. Este scris special pentru Maria Bieșu, care l-a cântat la Moscova și unii numai nu l-a cântat ea cu orchestra Fluieraș. Și noi suntem cei care trebuie să ne mândrim că avem așa stele. Maria Bieșu este una din cele mai mari cântărețe din toate timpurile. Un timbru ca Maria Bieșu și un simț așa, nu au avut multe cântăreți, cu toate că ea era o simplă tractoristă, știți, și de acolo au găsit-o și au luat-o. În Italia, când cineva, maestro Piața, la care a învățat, și ea vroia să învețe operă, și i-a spus, nu, draga mea, spune mulțumesc tatălui, mamelui și tatălui ceresc că ți-a dat așa voce, tu trebuie numai să înveți roluri și să te miști în scenă, dar restul n-ai nevoie nimic. Deci eu
având o predilecție deosebită. Și acea Ave Maria care s-a început, a fost scrisă special pentru Maria Bieșu, ea a cântat-o prima, și ultima lucrare pentru Maria Bieșu, și ea a cântat-o tot prima. Eu i-am scris un acrostih, Maria Bieșu, Ave Maria, pe care vreau să-l ascultați și cred că ia de acolo nebune. Moldova lui Ștefan cel Mare așteaptă vreme îndelungă rugăciunile la cer să ajungă. Iarna din suflet, în orice colț de țară, prin aprinderi de inimi pe care le mai are, încearcă să o prefacă în primăvară. Iar bunul Dumnezeu, Tatăl nostru divin, cu mărinimie, în dar, ca pe un crin, El milostivindu-se ne-a dat-o pe Maria, suavă și fermecătoare recompensă pentru umilința în care trăim. Ave Maria! A vrut să ne aline barem sufletul cu vocea ei senină de înger din a paradisului grădină. Efervescent, cu o izbucnire de talent, ne-a miruit Mântuitorul ca pe un miracol, pe orice continent aveau să o asculte, apoi să-i ducă dorul. Regină la care toți se închină, binecuvântată de Domnul într-o veșnicie. Ave Maria, Ave Maria! Ave Dumnezeu! Onorat public, permiteți-mi de numele dumneavoastră să fac și eu închinăciune pentru dumneavoastră, dragi și scumpi artiști ai neamului moldovenesc. Cuvintele poetului Dumitru Matkovski spun următoarele. Vă dorim să aveți de sănătate parte, să trăiți un veac și jumătate, căci pe acest pământ sub disc de soare viața se trăiește. Nu se moare. Să trăiți la infinit și niciodată să nu muriți. Cânticul, voie bună și veselia să vă încălzească mereu inimile dumneavoastră și a publicului cald care ne răsplătește prin cele mai fructuoase aplauze. Venim să vă aducem un certificat pentru înaltă maestrie artistică, profesionalism, perseverență și muncă asiduă în domeniul culturii și a artei muzicale. Sub genericul, lucrurile frumoase se fac cu oamenii buni și cu inimă mare. Mulțumim frumos! Eu vă dau cartea înapoi. Așa un trofeu, Constantin Rusnac. O să-l pun pe pian acasă. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet. Mulțumim. Încă o dată mă închin în fața fiecăruia din dumneavoastră, mă închin în fața fiecărui copilaș de aici care au dansat, care au cântat, care au suflat în instrumentele astea așa din toată inima și ați văzut cât de frumos. Mă închin în fața dumneavoastră tuturor și vă mulțumesc din adâncul suflet. Mulțumesc frumos. Desigur, cu așa trofeu și certificat, permiteți-mi să ofer și doamnei Lenuța Burghilă, pentru că le-am confecționat pentru ambii, căci în această lună frumoasă de februarie și-au sărbătorit ziua de naștere. Cu stimă și respect. Mulțumesc și frumos. Pentru dumneavoastră. La mulți mulțumesc, ani! Mulțumesc, dragă Angela! Mulțumesc! Mulțumesc toată inima! Și venim să aducem un mesaj de mulțumire și un buchet din florile primăverii pentru doamna Veronica Roșca, laureata a concursului internațional Hong Kong 2019. Primiți, stimată doamnă, expresie deosebite noastre, stime și respect. Sincere mulțumiri pentru consolidarea relațiilor de colaborare în cadrul turneului aniversar Constantin Rusnac la 75 ani. Proiect organizat de Artist TV, susținut de secția Cultura Consiliului Anal Ocnița. Lucrurile frumoase se fac cu oameni buni și inimă mare. Vă mulțumim! Mulțumim! Cu același mesaj de mulțumire venim în fața doamnei Margareta Ivanuș. Aplauze! Mergem mai departe la splendida și frumoasa Silvia Gonciar. Aplauze! Și la cel mai brav și frumos cavaler, domnul Andrei Ștefăniț. Aplauze! Și nu pot să nu invit aici, în această scenă, pentru că am făcut o surpriză și pentru doamna Silvia Gonciar, cu un mesaj de mulțumire pentru doamna Ofelia Florica Hananguș, artist liber profesionist.
Aplauze pentru doamna noastră care a venit tocmai de România. Nu e așa că v-am făcut surpriză? V-am super făcut surpriză, felicitări! Cu mult drag, dragă mea prietenă, așa mi-a zis să zic, așa am să zic. Da. Și pentru vocea splendidă care astăzi ne-a încântat inima și sufletul, pentru o diplomă pentru doamna Ana Maria Manea, Ploiești, județul Prahova. Domnișoara. Pentru domnișoara Ana Maria Manea, pentru un talent înnăscut și care se cere promovat și în continuare. Nu este. Vine acuș, eu îmi permit pe ultima sută de metri să zic onorat public, dragi și iubiți spectatori, chiar dacă în această perioadă trăim clipe grele, clipe dificile, în schimb, spiritul emoțional sufletește din inimă, ne face ca să fim mai aproape cu faptul și cu gândul. Să ne iubim, să ne respectăm, să ne prețuim, să fim alături unii de ceilalți, să prețuim clipele frumoase și curate date de la bunul Dumnezeu pentru a făuri frumosul, dar nu ura și invidia. Haideți să recunoaștem că este atât de plăcut inimilor noastre atunci când se plămădește frumosul și sublimul. Și să vin să vă doresc tuturor să venim, să ne vedem cu toții grămăjoare, iubind oamenii, iubind vatra, neamul, mâinile ce ne-au crescut, ne-au hrănit, ne-au îngrijit. La mulți ani pentru domnul Constantin Rusnac. Maestrul Constantin Rusnac. La mulți ani, public frumos și drag. La mulți ani la toată lumea. Și la 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 la